Stați acolo, copii. Bicicling cu Axel. Și a intrat acolo să, să vedeți live. Bă, stai acolo, bravo. Să nu mai mă stresați aici. A trecut. Nici n-are frâne. Ești nebun. Doamne, ce, ce prostălău. Ha? N-am văzut proști din ăștia de mult. E, nu vedea, stai mai liniște. Ne văzut să se și uita la noi. Se uită, dar nu văzut viteza. Da, nu realizează că... Băi, azi, ați văzut cea mai comică fază. Erau ăștia cu drepturile, bine, au și prostii și în Europa, normal, că peste toți. Sunt nu știu ce copyright și ăștia artiștii care, între ghilimele, oricine, adică pune și noi, dacă vrem, punem o prostie pe internet și altul ți-o folosește, o pâzgăleală, o filmare, orice rahat, să-i ceri drepturi de autor și să-i dai, să-i dai. Băi, și era o, o gagică, o negresă, parcă. Mai era și una care cânta la chitară și a zis, bă, cânta oribil! Și toți o aplaudau acolo, e, și ziceai, eu nu vreau să nu-mi ia materialul, vreau doar să mă plătească. Și eu îi zis, ei, eu nu vreau să... Și eu sunt fost acolo, dar noi nu vrem să te plătim! O, o roșie maxim în cap! Da, oribil! Deci cânta groaznic, dar... Cred că nu e problema că nu vor, că nu, că nu-i legea să te plătească. Cine în dracu vrea să te plătească? Groaznic. Ei vreau să le ia cât mai mult ca să-i dea în judecată să le dea bani. Aia vreau. Hai de capul lor. Nu mai știu cum dracu. Și copiii în zilele noastre, noi dacă punem ceva, punem de plăcere sau de ceva. Ăștia dacă pun filmulețe când se joacă pe calculator ca să le dea bani din reclame. Jur. Ce dracu, noi ne, pe noi ne jucam fără să ne plătească nimeni. Bine, erau și jocurile faine, acum ce porcării sunt unele. E clar că trebuie să-i plătească. Și am ajuns. Păi da, așa și trebuie. Ia uite ce vine aici. Hai să vedem. Pe aici s-a răsturnat aia cu camionul. Da. Bandaun.